Aproape 2000 de controle au întreprins în cel de-al doilea semestru al anului 2023 în domeniul siguranței alimentare, inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava. În perioada menționată a fost înregistrată o singură suspiciune de toxinfecție alimentară la om. Acțiunile de control au vizat abatoare, unități de procesare a cărnii și unității de procesare a laptelui autorizate pentru schimburi intracomunitare, carmangerii, măcelării, laboratoare de cofetărie, laboratoare de patiserie, unități de alimentație publică, pensiuni turistice, unități de depozitare, dar și unități de comercializare a produselor alimentare. Totodată, controle au fost făcute în târguri alimentare și unități de catering. La toate aceste obiective constatate fiind diverse deficiențe, condiții în care s-au aplicat 282 de sancțiuni contravenționale. Între acestea, din urmă se numără 160 de avertismente, cât și 122 de amenzi în valoare totală de 941.200 lei. În semestrul al doilea din anul 2023 a fost înregistrată o singură suspiciune de toxii infecție alimentară la om, însă aceasta nu a fost confirmată la finalizarea analizelor de laborator și implicită a anchetei epidemiologice desfășurată de către inspectorii direcției în respectivul caz. De asemenea, important de reliefat este că împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, inspectorii DSVSA au desfășurat acțiuni de control care s-au concretizat în confiscarea a 88 de kilograme de produse alimentare, în cazul căreia nu s-au prezentat documentele de proveniență și care nu prezenta garanții privind sănătatea publică. Drept urmare au fost date și 14 amenzi contravenționale, valoarea acestora însumând 16.800 lei.